Inundațiile au luat viața a două persoane. Victimele n-au mai avut scăpare după ce au fost efectiv luate de viituri. De altfel, sute de oameni au fost evacuați din casele năpădite de ape, iar codul roșu de inundații este încă în vigoare. Au și aici! Și încă plouă, fii atent! Vine apă de pe toate pozițiile, ești nebun? În localitatea Helegi, județul Bacău, un bărbat și-a găsit sfârșitul după ce a fost luat de o viitură. Tot aici oamenii au fost evacuați cu utilajele după ce sute de gospodării au fost acoperite de ape. În județul Vrancea, viiturile au mai făcut o victimă care nu a mai avut scăpare. O vijelie de 5 minute în județul Tulcea a reușit să distrugă tot în calea ei, distrugând 12 case. Puhoaiele de apă au înghițit carosabilele, iar mașinile au rămas paralizate din cauza râului Trotuș, care a ieșit din matcă și a inundat drumul dintre localitățile Domnești, Sat și Adjur. Ia uitați-vă cum e apa prin grâu, până la jumatea grâului. Apare cursul ei, mă! Circulația feroviară din zona a fost la rândul ei întreruptă. Cele 6 județe vizate de codul roșu de inundații sunt Harghita, Covasna, Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea.